Pentru niciuna din cele 21 de autospeciale pe care le are în dotare în momentul de față, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Drobeta nu a încheiat anul acesta o poliță de asigurare de tip casco. Așa se face că în momentul de față conducerea ISU Mehedinți încearcă să găsească soluții pentru rezolvarea acestei probleme. În momentul de față, bani de la buget sunt pentru sau vor fi pentru asigurările RCA-uri, iar pentru asigurările casco trebuie să găsim fonduri prin ajutorul Consiliului Județean sau prin ajutorul altor operatori economici care pot să susțină și pot să ajute Inspectoratul pentru Situații de Urgență pentru întocmirea acestor poliții casco. Atât în cursul anului bugetar trecut, cât și pentru acest an, Consiliul Județean Mehedinț a contribuit în limita bugetului disponibil la acțiunile Inspectoratului pentru Situații de Urgență. Mai exact, anul trecut am repartizat o sumă de 170.000 lei. Bani care s-au folosit în principal pentru combustibilul necesar pentru intervenții. Majoritatea banilor alocați anul trecut Inspectoratului pentru Situații de Urgență au fost investiți în combustibil și cheltuielile de reparații. Reprezentanții Consiliului Județean încearcă și ei să facă tot ce le stă în putință pentru rezolvarea acestei probleme. Aș vrea să fac un apel și la operatorii economici care pot să sponsorizeze cu combustibil sau chiar cu economic, chiar cu bani, Inspectoratul pentru Situații de Urgență. Acești bani pe care operatorii economici ar putea să-i doneze sunt cu siguranță foarte bine investiți. ISU salvează zilnic vieți. Valoarea poliției de asigurare casco pentru o auto utilitară de intervenție pe o perioadă de un an de zile se ridică la suma de aproximativ 5-6 mii de lei.